aibă permanent acest filtru al propriei activități, al propriei ținute, care trebuie să fie, să vedeze permanent. Bineînțeles. Din punctul dumneavoastră de vedere, când trebuie să facă acel pas greu de a se retrage din activitatea solistică? Vreau să spuneți că l-a făcut în plină glorie. Nu, eu l-am făcut, da, și târziu, pentru că, iarăși întâmplător, am avut o tehnică sănătoasă, am avut o minte sănătoasă și o voce care și astăzi aș putea cânta unele lucruri. Respir greșit și așa mai departe. Însă, din păcate, există persoane care mult mai greu să despart. Nu, nu, și mult mai repede să există, nu mai există tratamentul. Nu, nu mai este, da, vocea este, totuși sunt două corzi vocale, ceva foarte fragil.